Unde ați vrea să vă duceți, măi? În ce țară ați vrea să vă duceți? Tu ai vrea să duci undeva? Da, am anumit să plătim în Elveția. Deci? Uite, discutăm o chestie de acum pentru tinere. De ce să plec în Elveția? Da. În primul rând am văzut un reportaj făcut acolo și m-a impresionat. Ce curățenie, ce frumusețe. Așa, hai să dezvoltăm această idee. Noi ne-am născut în România pentru că ne-am luat program pentru această sală. Zona geografică, pentru această zonă geografică. Nu, eu am niște obligații de ieri pe care trebuie să le desfășesc astăzi. Când voi fi întrebat ce înseamnă ieri, voi explica celor care vor. Deci eu am venit aici în țara românească să mă nasc în familia, să am copii, să sufăr de boală și să desăvârșesc acest act pentru programul care mi l-am luat. Fuga de acest program este fuga de mine și voi repeta cu multă greutate mâine. Repet, voi explica acest subiect cu lux de amănunte pentru cei care doresc o explicație amplă acestui plan. Deci, ai spus că vrea să ducă, că e frumos acolo. Ce ai făcut tu și noi toți ca și această țară să devină precum Elveția? Că, într-adevăr, și eu când am fost în Elveția, am spus, când voi vedea comunismul pe pământ, vreau să fie ca aici. Dar am mai spus că eu sunt de acord cu comunismul să se reține bine, sunt de acord cu forma zisă comunistă, dar când voi vedea această formă ca în stupul de albine. Cel mai perfect comunism se găsește în stupul de albine. Este domnul Tânzeală. Este. Acolo dar ăla sunt albine și noi suntem oameni, deci nu avem nevoie de... Ascultați bine ce spun. Eu, când gândesc lucrurile acestea, îl gândesc acolo unde între ceea ce mă înconjoară pe mine, văd perfecțiunea. Nu în modul în care de acum s-a comportat. O activitate continuă. Deci fiecare trebuie să facă precum are posibilitățile respective. Deci stupul de albine, dacă noi vom vrea ca să fie o ordine desăvârșită pe pământ, trebuie să copiem acest mod de comportare a albinelor. Să fiu foarte clar înțeles și bineînțeles, nu cu interpretări de către unii proști. Repet cuvântul prost. Prost este acela care de acum nici nu cercetează, nici nu analizează, decât deduce că ar fi așa. Oricând ai spus un cuvânt și vrei să-l documentezi și să-l argumentezi, trebuie să fii bine pregătit să-l poți aplica în fața celor care spun. Eu am prostul obicei, spun și repet, pentru cei care vin în fața mea, fie indiferent de ce rang poartă și are prostul obicei de a spune, eu nu sunt de acord cu ce spune dumneavoastră, nu sunt de acord cu ce, nu se poate, nu e adevărat, îi spun prostul. Dacă nu vrei să rămâi prost în fața mea, trebuie să spui cuvântul următor. Nu sunt de acord încă, nu se poate încă, nu este adevărat încă și așa mai departe. Adică pune cuvântul încă. Pentru că ți-ai luat o margine de siguranță. Prin acest cuvânt încă îți dă vedești ție că ești nepregătit sau ești încă prost și vrei ca cel care îți vorbește să te pregătească și să te instruiască de așa manieră încât să înțelegi și să faci ce te-a învățat. E logic sau nu e logic? Da, da, da. Da? Totul trebuie... Înainte de a fi exprimat, trebuie cercetat și cu amănunțime. Și după aceea ai dreptul să vorbești. Să spui nu. Să-ți spui părerea. Că nu se poate. Ori noi, în majoritatea cazurilor, spunem nu. Uite, tineretul cu această formă de gândire. Vreau să mă duc acolo, vreau să mă duc acolo. Ce vrea să ducă? La pregătit. Întâlnesc eu un italian care vine și zice, în Italia noastră este așa, că la dumneavoastră nu se gândește așa, nu se găsește așa, nu se găsește așa. Și a spus, măi, tinerele, tu ai citit istorie? Tu știi că străbunicii tăi au luat vagoane de aur din România și le-au dus acolo și unde... Și au sărbătorit 100 și ceva de zile după ce au furat de la noi cât au furat? Așa. Și știi că ai găsit acolo, tu acum când ai născut o țară de un nivel, tu pleci de la un anumit nivel și începi să gândești de la anumit. Deci tu știi tot ce trebuie să facem noi acum, că au furat cei care au furat înaintea ta de la noi și au dus acolo și s-au făcut ție și ai găsit totul bine și tu tinere când te duci acum, când te duci în Elveția, ce crezi că ăla care a făcut, că nu e diferență între sat și oraș, nu e diferență. Dacă vrei să trăiești, trăiești mai bine la țară, dar acolo, ține minte, când pleacă de acum acel agricultor și iese cu tractorul afară, are la capătul locului, lângă tractor, o prelată cu jet de apă caldă, se spală,
își schimbă hainele și cu cravată la gât schimbă roțile la tractor, la tractorul cu șenile, și iese cu el pe șosea și nu lasă un pic de nămol, nu-l lasă el, zici când s-a dat jos de pe tractor că vine de la plimbare. De ce? Pentru că în gradul de pregătire și de cultură al lui a intervenit această forță. Tu când ai să te duci acolo, pentru primele începuturi ai să fii considerat nițel de țară înapoiată, pentru că ai să te comporți cum ai învățat aici. Și acolo imediat te detectează. Cum s-a întâmplat și cu niște zone ale noastre ale țării, prin care unii dintr-o anumită zonă s-au dus într-o anumită zonă, au avut comportamente necorespunzătoare învățate din zona lui. Să dau un exemplu. În Ardeal s-au dus olteni, s-au dus moldoveni, cu comportamentul, cu gradul lor de pregătire și civilizație și cu gradul lor de murdărie. Și când s-a dus în Ardeal acela curat, care spălau, eu am văzut cu ochii mei când spălau noaptea cu jet și cu alba lux trotuarele, când s-au dus, au început să facă și acolo mizerie. Ce s-a întâmplat? Trebuia ei să se pregătească și să ajungă la gradul lor. Ei, acum acele orașe curate au devenit și ele murdare. De ce? Pentru că noi care ne-am dus acolo dintr-o zonă dintr-asta necivilizată a țării, nu ne-a ridicat la gradul de pregătire și să înțelegem fenomenul respectiv și să facem precum aia. Mai repede am convins pe ei să facă cum am făcut noi. Doamne, au rămas acolo. Ia, lasă-i păcea, ne jertăm toată ziua cu ăștia, ajungem în situația în care am ajuns. Vedeți? Voi, asta trebuie să faceți acum. Te duci acum la școală, nu mai plec în Elveția. Mă duc și învățând cu colegii mei să facem, să n-ajungem, să facem și din România o Elveție. Că dacă elvețienii ar avea România, Doamne, ce ar fi aici? Cred că din țara aceasta ar curge nu aur, nu miere, untul untului de pe fața pământului. Păi acolo se duce să vezi în locul lacului, jurul lacului Biel, Biel așa se numește, au făcut în munte scafe de beton turnate în care au adus pământ, reavând câte 10 metri și au cultivat viță de vie. Te uiți, cultivată în stâncă, cu fierbeton, introduse și au făcut scafe la înălțimea respectivă și au cultivat viță de vie. Omul, noi avem terenuri, avem miliarde sau mii de hectare care nu sunt nici atacat. Pentru că nu vreau. Eu nu vreau, tu nu vrei, el nu vrea. Vrem, acum ne-am urcat în pătulașele respective. Muncitorul de la sar a venit la pătulaș și stă acolo și stă cu brâncile, uite așa, la blocul ăla, mă uit, stă cu brâncile și stă așa, se uite. Și când vede la alimentarea cu trascom, cu ceva, pâl, exact ca porumbei coboară ca să mănânce boabele care le aduce și le pune jos stăpânul sau. Este un exemplu realmente așa, îl trăim așa, este așa. Ce facem noi ca să fie, să nu avem nevoie de acolo? Ar trebui acum să plecăm fiecare. Să zicem, domne, uite, orașul e mordat. Trebuie să vină municipalitatea. Hai să vedem fiecare putem să facem să fie curat. Uite, eu îmi iau foarfeca ca și iau de jur împrejurul blocului și tund această iar, acest gard. Îl tund pentru că vreau să fie comod, frumos. Vreau. Știți că în America, la New York, sunt obligați 70 de centimetri trotuarul și 70 de centimetri din stradă să-și măture zilnic? Cu toate că se spală. La noi, în țară, la Vaslui, e o curățenie de... Ieri, acum nu știu dacă mai se menține, dar e o curățenie, dacă găseam dreptul casei tale o grădie, avea 150 de lei amendă. Trebuie să te uiți și în curte și, și acolo să vezi dacă este ceva. Și dacă îl prindeai pe ăla care era, trebuie să... Băi, omule, mă amendează pentru tine, ce-mi faci murdării? Am găsit într-un chioș dintr-o asta de stație, lângă o întreprindere, făraș cu mătură legate, bineînțeles, cu lanțul respectiv, și era o curățenie de farmacie și cu cutia de gunoi. E frumos așa, e frumos. Civilizația pleacă de se la... poate. Civilizația pleacă de la WC. Uite, în piața acolo, la piața universității. Era WC-ul ăla care era o mizerie, era și țilă să intri, nu într-un prin centru. L-a luat tocmai unul, l-a privatizat, am văzut că prima privată privatizată. Duceți-vă că e același WC, dar pe mâna unor oameni care au interes. Mi s-a crescut salariul, de să pun tesper curat, a schimbat bideul, le-a schimbat o serie de vasele de la WC, a schimbat dincolo și o curățenie. Deci se autopoate. Deci cine trebuie să ne facă asta? Fiecare dintre noi. Dar noi, fiecare dintre noi trebuie să avem o comportare dintre aceasta civilizată ca să fie țara civilizată. Vă spun că sunt atâtea de discutat și atât de frumos putem să le discutăm niște condiții dintre astea cu oameni care vor să aibă o deschidere și vor să facem ca toți, ca această țară în care trăim, să nu mai revenim în altă. Uite, pleacă, să duc încolo,
acolo până de-a dreapte. Programul cum rămâne? Cu până programul lor? E bai de capul lor. Programul lor trebuie să revină din nou la viață și să-l facă exact pe care l-a făcut aici. Deci au fugit de ei. În loc să se ducă să-și termine programul aici, în condițiile acestea pe care și l-a luat, pentru că acum m-ați provocat, spun. Să știți, pentru parte din bioenergie, moarte nu există. Și continuă perfecționarea. Modul în care continuă perfecționarea, eu am să fac poate tot în fața camerei de la vedere o discuție foarte amplă pe tema respectivă, cu prove materiale, cu discuții, ca aceste înregistrări să devină, printr-o extindere mai amplă, un bun pentru toți semnii noștri, de așa manieră încât să învățăm că de la gând, privire, gest, vorbă, faptă, totul se înregistrează și că suntem direct răspunzători față de noi pentru tot ceea ce facem. Acest lucru trebuie să fie clar în capul fiecăruia dintre noi. Și dacă se va dovedi acest lucru, vă spun că nu mai trebuie să fie lângă mine nici poliție, nici judecătorie, nimeni, nici șeful serviciului, nici directorul, pentru că eu decât trebuie să știu ce am de făcut, să mi se dea ce am de făcut și rușinea să fie mie. Pentru că vă spuneam iarăși un lucru și vă spun și să rețineți, să rețineți și în... Disciplina și ordinea sunt două căi ale rușinii, ale fricii. Frica la animal și la omul inferior o determină bătaia. Deocamdată trist de adevărat. Deci animalul și omul inferior poți să-l corectezi prin bătaie. Spun din păcate nu. Omul superior și cult multilateral are două frici. Frica față de el și față de forța dominantă care ne coordonează. Dumnezeu și fiecare în religia lui spune cum vrea. Deci când noi vom ajunge ca numărul de indivizi să fie cât mai mare din cei care au frică de ei și față de forța conducătoare, dominantă dumnezeire sau cum vrem să-i punem, nu vom mai avea atâtea neajunsuri pe pământ. Sunteți de acord? Da. Că nu se poate face pe nimeni. Avem nevoie continuu de oameni superiori. Dar care superior, această superioritate să o inspire și celor, că fiecare dintre noi poate să fie superior. Superioritate spirituală în primul, vorbesc. Dacă tu reușești să devii superiorul tău printr-o a-ți învinge animalul cu rațiunea, de la gând, privire, gest, vorbă, faptă, devii un superior. Și dacă pleci de la premisa următoare că din viață nu rămâi decât cu două acumulări mari, cunoștințele științifice care te ajută pe tine să evoluezi și la rândul tău să ajuți pe cei din jurul tău înjurându-te și bătându-te și faptele iubire. Deci cu aceste două mari acumulări rămâne în viață. Restul, patru scânduri prinse în cui eventual poate averea ta. De la cutremur am văzut cum îi lua noaptea cu cupa, cu dărâmături și îi ducea la domnești. Nici atât, la alții nici atât, că au fost o pulverizare când m-ați văzut cu tremurul ăsta care a fost în Filipine, i-a îngropat de vie. Ori acumulările cele mai puternice pentru partea bioenergetică care nu moare și trăiește, le preluăm prin cunoștințele științifice care ne ajută, ajutăm pe semenii noștri și pe noi și faptele iubire. Deci către asta trebuie să avem noi în fiecare zi. Când, de când ne sculăm până ne culcăm. Eu vă mulțumesc pentru această zi. Și noi vă mulțumim mai mult decât dumneavoastră. Da. Prea puțin, domnul Popa. Va mai fi. N-am mai bucat decât atât. O filmare, asta o carte română să fie. Nu. Ca să le spuneți câteva cuvinte despre perioada de 40 ceva de zile sau cât a ținut? 46 de zile. Cum să vă spun? Momentul morții aparent. Știam de la dânsul înainte de a începe posturile din august anul trecut că în a 18 și a 19 zi te simți rău. Ce după înseamnă primul, te simți rău? Ai o pierdere de energie. Și am ținut postul de 14 zile în august și mi-a spus dacă ai fi ajuns în a 18 și a 19 ai fi văzut că ți-ar fi fost rău. Următorul în septembrie mi-a zis să-l țin de începând de pe 23 septembrie să-l țin de 21 de zile. Și într-adevăr, în a 18 și a 19 mi-a fost rău, adică pur și simplu nu mai aveam chef de a merge, deși în celelalte zile făceam 7-8 km pe jos pentru întreținerea musculaturii.
am avut o lipsă de energie. La 15-a zi, de fapt, deci înainte de 18, mi-a fost foarte bine și ulterior a scăzut, deci în cele 18 și 19 rău. În a 21-a zi mi-a transmis dânsul să țin și a 22-a zi, pentru că e lună plină și sub efectul lunii pline, ceea ce a povestit mai adineauri, că suntem 60-70% deci componenți apă ca și pământul, te supui sub influența aceeași cu care se supune să spunem apa mare, oceanelor, da. Da, de au fluxul și refluxul cele mai mari, până la 10 metri, exact, marele. Și noaptea aceea, deci 22 spre 23, eu m-am plimbat prin parc câteva ore. Domnule, m-am trezit în a 23-a zi cu o energie de nedescris, încât nu aveam ce să fac cu ea. Trebuia să fac ceva, să alerg, să fug, să știu, simțeam nevoia să vorbesc, deci eram foarte dinamizat. Și în a 24-a la fel, aceeași dinamizare, de-abia din a 25-a am început să pierd energie. Ce s-a întâmplat? Deci e un mister, să zicem, la prima vedere, mai domnul Popa poate să le explice cum de te simți atât de rău în a 18-a și a 19-a și cum de ești atât de dinamizat după a 21-a zi, deci a 22-a, deci următoare, cu luna plină. Dacă m-am simțit așa de bine, deci în loc să mă opresc la cele 21 sau cele 22, m-a spus domnul Popa să țin deci și următoarea 22, am continuat și am ținut 28. Și m-am oprit la 28, deși v-am spus, repet, deci s-a spus 21 inițial. Și mi-a spus, nu-i nimic, ai făcut foarte bine, te-ai simțit bine, țin în primăvară 35. Și am venit cu o zi înainte la dânsul, i-am spus că încep postul, a zis succes, la revedere, ne întâlnim deci când l-ai terminat. Eu m-am dus la spitalul Dr. Felix, la centrul de hematologie, mi-am făcut analizele de sânge și apoi am început postul. Și mai am venit la dânsul în a 38-a zi. Postul l-ai făcut lucrând sau stând acasă? Primele 17 zile am fost la servici. Zilnic? Zilnic. Și la postul de 28 am fost primele 17 zile, sunt matrițier. Și asta. Puteai lucra cele 8 ore, adică... Niciun fel de probleme, cu excepția, să zicem, la 3 și jumătate, 7, 14, deci când ai zile de decădere energetică. Apoi, după, așa, în a 15-a zi, în postul acesta de 46 de zile, mi-am permis, fiind atât de dinamizat, repet, deci întotdeauna la 15 zi ești foarte dinamizat, un act sexual. Și asta m-a dărâmat. N-am știut că asta e cauza, mi-a explicat domnul Popa ulterior ce s-a întâmplat prin termul acesta, elimin rezerva de energie. O energie fantastică. Fantastică, în așa fel încât în a 18-a, în loc să mă simt dezenergizat, pe la ora 10 am simțit cum totul se învârtește cu mine și de dată brusc, deci am clacat, deci s-a rupt firul, să spunem așa, filmul, și am intrat în comă. Dar m-am trezit de câteva ori pentru foarte puțin timp, cam un minut, un minut și jumătate am apreciat eu. Eram atât de amețit încât, cum să vă spun, încercam măcar ochii să-mi mișc și nu reușeam, îmi dădeam amețeală îngrozitoare, nu răspundea corpul la nicio comandă, nici măcar degetele să-mi mișc la picior de la mâini, nimic, nu se putea și apoi iar îmi pierdeam cunoștința. Asta câta zi a fost? În a 18-a zi. Deci aceea 18 zi care, deci, în care ești dezenergizat. La 19, 6 ore a durat, deci în a 18-a, o oră și jumătate a durat în a 19-a și apoi în a 20-a alergam iar prin parc. Deci foarte ciudat, nu? Foarte misterios lucrul acesta. 21 a fost ziua aceea, deci multiplul 7, iar am pierdut energie. În a 22-a și a 23-a iar a fost perioada cu lună plină și felul acesta, deci am ajuns la 35, am trecut 36, la 38 am venit la domnul Popa și am zis, domnul Popa, zic, țin 40. Și a zis, dacă tot ai ajuns aici, ține multiplului 42. Multiplul 7 vreau să fie 42. Și știam, deci, cu mult timp înainte, că între 42 și 45 se întâmplă ceva în organism, dar se lucrează pentru psihic. Și ieșirea dintr-un post se face a doua zi, deci în a 43-a. Între 42 și 43, în noaptea aceea n-am mai putut să dorm deloc, dar absolut deloc, nici măcar, să zicem, 10 minute. Și totuși... De ce n-ai avut somn? Mintea ți era agitată, gândeai foarte mult, nu gândeai, nu puteai dormi datorită unei stări agitate. Da, da. Ce se întâmpla cu mintea în momentul ăla? Ești lucid. Eu eram în panică, totuși. De ce? Pentru că știam că între 42 și 45, lucrându-se pentru psihic, bioenergeticul părăsește fizicul.
Și în cazul din acestea trebuie să fie cineva care să te readucă în corp. Și m-am culcat, m-am întins în pat cu gândul, nu e domnul Popa, nu știe, dânsul mi-a zis să nu trec de 42 sub nicio formă, deși i-am spus, dacă mă voi simți bine, pot să trec să fac 45 și a zis, nu, te oprești la 42. Și din punctul ăsta de vedere, deci am stat în panică. M-a relaxat destul de mult muzica de la radio, stăteam până spre dimineață, până la 4 și ascultam muzică. Dar la un moment dat, ce fel de muzică ascultai? Muzica și ce? Care se transmitea la radio, îmi plăcea, pur și simplu mă relaxa. E muzica ușoară, deci da. E o muzică plăcută și îți crea o stare de bună dispoziție. Și totuși dimineața am avut impresia că un minut parcă am dormit. Și starea aceasta, să spunem de veche, a fost în toate cele trei nopți. Eu n-am reușit să dorm, deși în celelalte nopți reușeam să dorm o oră, două. Nu dormeam mai mult pentru că nu aveam nevoie. Somnul este pentru recuperare de energie. Eu făceam cei 7 km pe zi, dar în același timp, dezintoxicându-mă, dezintoxicam și acele canale bioenergetice de care povestea domnul Constantin Moldava în emisiunea dânsului, prin care absorbim energia astrală. Deci nu depuneam energie pentru digestie, nu pierdeam prea multă energie prin plimbatul prin parc și atunci, normal că nu aveam senzația de somn. Și deci în astea trei nopți am avut o stare diferită față de celelalte 42. A trecut și a 45, am ajuns la 46, n-am mai avut aceea stare, deci ca celelalte trei, nici între 46 și 47, și la 47 am început să mă alimentez cu o fiertură de orez pe care mi-a recomandat-o domnul Popa. La 47 am venit la dâns. Și cum a văzut și a zis, ai trecut de 42, ai ținut 45-46, deși ți-am zis să nu treci de 42. Și am rămas cu gura căscată de uimire, că de unde știe? Și zice, uite, și am zis, de unde știe? Și zice, uite ce s-a întâmplat. Între 42 și 43, te-ai culcat, te-ai întins în pat în panică, cu gândul la mine, că ți se întâmplă o nenorocire, și în momentul în care eu m-am întins în pat și am închis ochii, m-am trezit cu tine ce panicat deasupra mea. Deci bioenergeticul meu, în minutul acela care am avut impresia că totuși am adormit, deci s-a deplasat acolo unde trebuia ca să fie ajutat. Și l-am trimis înapoi. Deci cele trei nopți deci, au coincis deci, exact cu ceea ce mi-a zis domnul Popa. Deci minutul acela în care aveam impresia că totuși parcă am adormit. Deci în felul ăsta creăm și niște contacte ca firele telefonice cu persoanele cu care colaborarea este până la limita cea mai fină a biocurenților. Mă bucur că spuneți lucrul acesta, pentru că eu însumi mi-am spus între patru ori domnului Popa, pentru că nu îndrăzneam să o spun în public atunci, că mi se pare absolut absurd de lucru, deci situația aceasta. În perioada postului și imediat după știam întotdeauna cine e la telefon. Deci suna telefonul și în timp ce mă duceam spre telefon știam întotdeauna ce persoană este. Crezi că anapoda poporul român sau strămoșii spuneau, aveau una dintre zicale, da. Vorbești de lup și lupul la ușe, da, deci noi avem în noi aceste, noi avem în noi, trebuie să ne gândim permanent la cei dinaintea noastră care cunoșteau taine pe care noi le-am pierdut cu timpul. Da, deci am să reflectez și eu la lucrul acesta, se pare că așa este. Și acum cum se întâmpla cu telefonul? Mă gândeam la brusc la o anumită persoană. Și stăteam, să spunem, cu gândul un minut, două, sau poate mai puțin de un minut, până mă urma telefonul și când mă duceam la telefon, deci era persoana aceea la care eu mă gândeam dinainte. O chemai tu sau ea avea de gând? N-ai urmărit povestea asta? Nu cumva tu, în interiorul tău, o chemai sau ea avea de gând și în momentul ăla, având de gând să te caute, tu intrai în comunicare cu ea? Vedeți, nu știu lucrul acesta, am avut, nu mai țin minte, eu am avut, dacă aveam nevoie de persoana aceea sau avea nevoie persoana aceea de mine. Nu mai țin minte de toate amănunte, dar cert e că așa au stat lucrurile. Mai mult chiar, într-una din zile, și asta se întâmpla pe 17 mai, la un moment dat mi-a apărut așa o lumină albă deasupra, o formă foarte interesantă, un fel de semisferă, undeva să zicem, nu chiar deasupra mea, ci undeva lateral dreapta, să zicem cam distanța de un metru, aș spune, un metru și jumătate. O formă, o semisferă și de o lumină foarte intensă, dar, cum să vă spun, nu supărătoare, deci foarte intensă, dar nu supărătoare. Da. Da? Așa și cu marginile zdrențuite, lumina aceasta.
Deci fără a avea... Ce culoare avea? Albă. Da. Lumină foarte intensă, dar cum zici... Lucid fiind, da, nu un somn. Nu, somn, era situația asta, era să se simtă la ora 10. Da. Și eu am intrat într-o vibrație, știți cum, m-am gândit în clipa aceea că probabil așa simte cel care e pus pe scaunul electric în America. Deci așa, așa pur și simplu simțeam un curent fantastic, uluitor, de nedescris și o senzație de, de bucurie, de plăcere, că am izmit într-un plâns. Dar a fost o descărcare. Spune-mi, în perioada asta, ce vise ai avut? Sau cum îți erau visele? Visezi alb-negru sau color? Nu, n-am avut vise. În perioada asta visezi? Da. Ai da, uneori, dar nu, n-am. O să vă spun, cu cât știu mai mult, cu atât, să zicem, îmi raportez la ceea ce cunosc și încep să conștientizez. Dar ceva în domeniul acesta, deci în ceea ce spune dumneavoastră de vise, n-am studiat nimic. Nu știu nimic, deci nici nu te-ai preocupat. Nu m-a preocupat. De... Deci capitolul acesta nu m-a preocupat. Ați pierdut de ceva, dacă... Am avut probleme, da. Da. Ce probleme ați avut? Eu am plecat de la plămâni. Deci că aveam probleme pulmonare, internat de-a lungul a 10 ani aproape. Deci, ce probleme? Bronșectazie bilaterală în lobii bazali. Deci cu în lobii bazale aveam zone purulente, cicatrizate, pierdeam, expectoram foarte mult și cu mult sânge, aveam hemoptizii. Ulterior m-au trimis la Cundeni, unde am făcut analizele și s-a constatat că aveam timpul de sângerare foarte mare, de coagulare, eliza cheagului. Erau câteva descâțiva parametri care nu erau deloc în regulă. Cert e că trecea foarte, foarte mult timp după ce îmi lua analiza, deci analizele sânge până mi se închidea, mi se coagula. Și aici mi-a descoperit că aveam o boală von Willebrand. Am spus acolo, mi-au dat un act din care rezultat, deci că pot, adică soția poate să întrerupă sarcinile în caz că rămâne sarcinile. Nu era hemofilie? Da. Era și hemofilie? Sunt trecute acolo, am și o analiză o groază, era și pe și hemofilie. Hemofilie. Da. Și... Să mănânci multe alune americane. Mulțumesc că am să țin cont. Dar cum rămâne cu ceea ce spunea domnul Popa cu vibrația, adică să mănânci alimentul din vibrație? Deci trebuie căutat ceva complementar, adică ceva care există la noi. Este observația unui medic brazilian, dacă nu mă înșel, care avea hemofilie, că boala nu se coagulea în sânge, ai făcut o rană. Deci boala lui americană, că el era în America. A constatat că la un moment dat sângele s-a coagulat. Da, deci a intrat în ce a mâncat? A mâncat talon american. Da, da, da. Mulțumim se pare că are conține o substanță care ajută la coagularea sângelui. Așa, continuă cu am și boala. O întrebare, dacă ești bun, drăguț. În această perioadă, când ai fost din ta, nu ai mâncat nimic, 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 nici apă, nimic, nimic. Numai apă, apă vilată, 2 litri pe zi. 2 litri pe zi. Litri pe zi, da. Dar încolo mâncare nimic, nimic, nimic. Nimic, nimic, nimic. Nici, cum spune... Bob de grâu încolțit, nici păi, o nu mai e post atunci. Atunci e regim, nu mai e post. Atunci deci, e regim, da. În această perioadă n-ai mâncat nimic decât apă distilată. Cum se numește, cum spuneau bătrânii, nu? Post negru. Post negru, da, post negru, da. Dar apa distilată, de unde o procurai? O luam de la întreprinderea Connect, o luam de la institutul nostru, am o luam de la un cabinet medical. Să găsește în comerț? De la ce cabinet medical? Al... CIETA este centrala industriei electronice, un cabinet de stomatologie, da. Și sterilizarea o fac în apă distilată. Deci au distilări acolo și luam și de acolo. Da. Și aveai ore când trebuia să bei apă? Nu, de lungul celor 24 de ore, până te culcai, să zicem, deci bei cei 2 litri. Și aveam 2 litri puși deoparte, da. Apa o solarizam, o energizam înainte, deci de a bea, o aveam pusă la soare, aveam, mi-am pregătit 100 de litri înainte de a intra în post. Da. Și ulterior am mai cum te simți acum, cu, în primul rând, cu boala? Mi-am făcut analizele de sânge după ce... Așa, după ce, da, mi-ai zis că ai făcut înainte, da. Interesant. Și mi-au crescut, deci, leucocitele de la 2400 la 3400, da. Hemoglobina de la 1250 la 1320 și... Cum a crescut hemoglobina? Da, hemoglobina, deci, asta, într-adevăr, pare un paradox, că din ce poate să crească, de conform principiilor domnului Popa, deci îți cureți organismul, dezintoxici și totul și atunci obligi, deci oplici organismul ca să lupte, adică să se refacă.
Da. Nu știu dacă ai citit un articol de acum vreo 20 ceva de ani din Lumea. Da. Pentru că suntem o evoluție a Creatorului. Așa. Și el a trecut de la plantă și a ajuns la mine om. Da. Pentru că a fost evoluție și în mintea lui. Avem posibilitatea să ne hrănim ca și plantele din lumină și din soare. Da. Deci ajungând, revenind la o formă, dacă vrei, ancestrală a ființei, hrănindu-te cu apă și cu lumină. La un moment dat, apa și lumina te hrăneau. Da. Cred că asta este explicația, nu-mi explică. Uite, o să-l întrebăm pe domnul inginer acum. De unde... Deci a putut să o crească. Da, hemoglobina. E foarte interesant că deci, mănânci, de ce? Ca să acumulezi energie prin mâncare. Deci, bun, și celelalte analize cum au ieșit în afară de... Asta e mai interesant. Da. Asta e mai interesant. Chiar l-am întrebat pe domnul Popa. De ce nu i-a dat să bagă? Glicemia, calcemia, celelalte deci minerale. Și a zis, dacă ți le-aș fi dat să le faci, văzându-te histeriat. Dar uite rezultatul pe tine, cum te zic. Deci am fost la doamna doctor de la noi la institut și i-am prezentat analizele, am explicat deci, ce am făcut. Și spunea, dacă ai făcut glicemia, calcemia, și atunci m-am gândit eu că din Popa nu mi le-a dat să le fac. Deci, dacă aș fi știut că trebuie să le fac, le făceam. Tot așa, de curiozitate, nu știu de cert e că, firesc că sunt foarte, foarte slabe, dar le compensează această energie din apă. Da. Spune-mi, ca stare psihică, ce stare aveai față de seamănul tău? Erai mai nervos, erai mai agitat, erai mai blând, erai mai... Am avut perioade când eram foarte agitat în timpul postului. Deci am avut perioade în care eram agitat. Crezi că postul e bine să-l facem în interiorul nostru sau să-l facem în... în lume, dacă vrei, între oameni, nu este, nu, că experiența celor trei posturi îmi spune că trebuie să o faci liniștit, să nu ai probleme, să nu ai stres. Și să nu te influențeze energia celor... Exact. Da. Deci asta e experiența celor trei posturi îmi spune lucrul acesta. Spre final, devii foarte calm, liniștit, devii rațional, nu mai treci, cum să vă spun eu, prin patima. Și chiar mă gândeam că am avut persoane care mi-au făcut rău, nu, deja eram liniștit în privința lor, îi iertasem pur și simplu, nu mai mă interesa ceea ce-i făcuse, nu ei ca oameni, nu mai mă interesa ceea ce-i făcuse. Spune-mi, după aceste posturi, da. Ți-ai controlat gândurile, ce gândești acum despre oameni, despre viață, despre semenul tău? Mai adineaur, ajungi să iubești, te înțelegi. Ai ce înțelegi prin iubire? Să zicem că este opusul urii, da? Deci este antagonismul urii. Nu, că te voi întreba ce înseamnă ura, da. Așa că îmi explic fiecare... Ce înseamnă să iubești? O perioadă, vedeți, nu prea dădeam atenție celor handicapați. Nu dădeam atenție. Treceam, nu îi vedeam, eram, deci, ocupat cu problemele mele. Dar acum nu. Crezi că ai putea iubi un pom? Acum îl și iubesc. Înainte te-ai gândit la relația dintre tine și un pom. Da, o aveam nativ lucrul acesta. Vă spun, eram într-o perioadă mai puși dintre la 18-19 ani, eram salvator pe lacul Baneasa și mă duceam cu copiii să curăm fructe. Da. Copii. Deci, nu îi lăsam să rupă nicio crenguță. Luăm fructe, curăm, dar nicio crenguță. Și s-a întâmplat să vină cu crengi și nu-i mai luam în barcă, lăsam să traverseze lacul. Aveam într-adevăr un cult pentru pom. Știu ce înseamnă pomul, știu ce, cum să vă spun eu, nu știam de energie, dar știam de oxigenul acela care ne-l dă. Știam de senzația de plăcere care o simți stând la umbra copacului. Cum, dă-mi o explicație a iubirii. Copacului. Nu, a iubirii, a iubirii. Ce înțelegi prin iubire? Aproape lui. Nu, a iubirea. A, iubirea. Mai e lăuntrică, da, e un sentiment lăuntric, o senzație lăuntrică. Deci e acel bine pe care îl dorești semenul întâi, pe care ți-l dorești și ție. Și te străduiești prin asta. Îi dorești bine de să-i oferi ceva sau îi dorești bine, și gânduri, comunicare cu el? O comunicare și momentul în care îl vezi, deja, cum să vă spun eu, ai pentru el o milă, ai pentru el dorința de a-l ajuta?
Și dacă n-are nevoie de ajutor, ce ai pentru el? Un om care îl vezi pe stradă, nu, ești bărbat, vezi un om pe stradă, un bărbat, arată bine, se vede că este bine hrănit, se vede că o duce bine, că are o viață liniștită, bogată chiar, eu știu, exteriorul îți poate spune, ce simți pentru el? Nu e chiar foarte greu, nu ești indiferent, dar neavând... Deci nu ești indiferent? Nu ești indiferent față de om. Și se pare că e foarte greu de a explica ce înseamnă iubirea aceasta. Știi, în momentul de față se spune că iubirea se pare. Da. Iubirea ar fi o stare paranoică, așa cum o înțelegem noi, pentru că luând toate marile drame ale omenirii cunoscute în literatură, eu știu, Romeo și Julieta, Hamlet, sunt niște stări paranoice. Se pare că noi trebuie să dăm, la o anumită vârstă, se pare că trebuie să dăm altă noțiune, altă definiție noțiunii de iubire. Dar n-am auzit, mi-a spus ceva, mi-a arătat pe serete ceva, alte legături, alte relații care se creează între doi indivizi pe care ar trebui să le numim cu adevărat iubire. Adică această lipsă de indiferență de care tu spui, când trece cineva, nu mai ești indiferent față de el. Poate că intră în cadrul acestei noțiuni de iubire. Cred că la fel se întâmplă și cu un animal, în momentul de față. Nu ți este indiferent, sau un pom. Referitor la animale. Animale mi-au plăcut întotdeauna. Absolut toate mi-au plăcut. Am luat pisici, câini, vagabonzi, i-am ales în casă. Ți-a fost milă de el ca inferior sau l-ai respectat ca fiind o creație a lui Dumnezeu? Am fost un ateu, să zicem, o mare perioadă. Nu am zis ca o creație a lui Dumnezeu. Ateu, ce înțelegi prin ateu? N-am crezut în... N-ai crezut în Dumnezeu? N-am crezut deloc. Așa. Dar te-ai gândit că ar exista sau că n-ar exista? Pentru că poți fi ateu sau necredincios. Da. Înțeleg să nu confundă. Ai simțit că ceva, ai fost educat într-o anumită stare de necredință? Nu. Așa și datorită acestei educații proaste pe care noi nu mai credem? Da. Sau din interiorul tău cineva spunea că nu există nimic? Nu din interior, rațiune, adică am mers pe rațiune, nu era ceva material care să pot să-l văd și să-l cunosc. Câte clase ai? Am liceu, școală profesională de mai. Stai puțin, ai făcut, am descoperit noțiunea infinit, semnul al infinitului. Da. Și atunci implicit trebuia să spui dacă trăim într-un infinit, înseamnă că eu sunt pe undeva de la minus, zero la plus, nu? Spre infinit. Da. Înseamnă că dacă eu sunt pe undeva, în infinit o să trebuie să existe ființe superioare mie sau inferioare. Și așa cum eu creez o mașinuță, poate cineva s-a jucat cu molecule, cu celule la un moment dat și m-a creat. Asta, nu te-ai gândit acum, asta? Atunci nu. Mă gândesc acum. Am început să cunosc asemenea lucruri. Spuneam deși repetăm animale, deși nu mă gândeam că este o creație divină, o creație lui Dumnezeu. Aveam respectul lor. Dovadă că, deși am avut 10 copii, n-am pus la niciunul gardă. N-am avut pe niciunul domnulese. Întotdeauna libertate. Deci o ființă care s-a născut în libertate și trebuie să trăiască în libertate. Deci absolut niciodată nu m-am pus măcar zgardă să aibă. Era o dovadă, mi se părea de sclavie. E, nu, ca să fie o ființă liberă și așa trebuie să rămână. Peștele în acvariu este liberă? Nu am pești în acvariu. Tu, dar crezi că este liber în acvariu sau? Nu. Dar lacul nu poate grija. Are margine, are. E totuși lacul. E totuși lacul. Câinele are mai multă libertate. Are libertate. Da. Cum te simți acum? Ca stare fizică, nu? Ai mai recidivat? Boala a recidivat? Ai spectorat sângele? În 32-a zi mi s-au declanșat expectorațiile puternice. Nu, vorbesc ca să nu. Acum, în 32-a zi de post. Și mi s-a oprit în a 46-a. Ar fi fost, să zicem, de undeva dispus să merg și mai mult. De ce? Pentru că știam că sunt crize de iluminare. Deci mi se lină tot ce aveam eu blocat. Deci toată infecția din plămâni.
Și era firesc ca să mai rămân, pentru că în afară și astea, când am oprit postul, s-a oprit și inspectorația. Da. Am închis pe aia. Vor mai trebui niște posturi din astea să declanșez din nou, deci eliminarea infecției. Referitor la cum mă simt acum, am făcut niște greșeli. Domnul Popanie și-a zis, n-ai reușit să-ți înfrângi animalul din timp. Am făcut niște greșeli la revenire. Și uneori nu sunt așa dinamic. Tocmai din cauza greșelului acela, adică mi-am obosificat, mi-am dat undeva peste cap, nu prea mult, dar știu ce ai făcut. N-am respectat deci regimul care mi l-a dat însă și am intrat mai brusc în mâncare, și mâncare mai complexă, salată de tot fel. Nu carne, nu dulciuri, dar crudități, dar... Miere nu consumi? Dar de acum am început, am găsit niște miere naturală. Și mi-a testat-o dumneavoastră cumva și nu e incompatibilă cu mine. Deci să caut alte surse. Bun, să mă sun și pe mine, că am, sunt și agricultor. Mulțumesc mult. Și, da, da. Nu. Și ca dulce, vreau ca să mai ca dulce, nu mai miere. Nu mai miere. Foarte bine. Da. Și chiar am luat un popa și zis, popa, am perioade în care pur și simplu e somn, e somn în timpul zilei, în jurul orei 11, 17, 18 și a zis, la carte. Pentru că n-ai respectat atunci. Și aia, n-am respectat. Deci, da, știu precis că dacă respecti tot ceea ce spune dânsul, este minunat. Și așa am fost dinamizat, dinamic, pot să merg, să alerg pe munți, deși imediat, să zicem, la o săptămână după post, puteam să fac lucrul acesta. Simțeam că pot să fac. Nu știu dacă aș fi reușit, dar simțeam că pot să fac. Da. Chiar la 3 zile după post, când doream să merg într-o excursie. Boala mai recidivat? Momentan, de când am terminat postul, nu. Nu, deci aia e da, e bine. Dar știu că mai există. Deci știu că mai există. Mai există. Da, da, știu că mai există. Mulțumesc. Spune. Mulțumesc și eu. Da, după asta, n-ai mai fost la medic, la doctorul care fusese din ta înainte să vezi dacă... Nu, și să vă spun de ce. Pentru că îmi scăzuseră leucocitele față de cum le-am avut eu în 80 la 6800, la 2400 timp de 4 ani, deci aici am rămas în zona aceasta. Și le-am pus pe baza iradiilor, multor iradieri pe care le-am făcut la spital. Da. Nu mai am ce să caut, să fac deci controle din iradieri. Da. Dacă îmi doream, spune, 100 de leucocite să-mi crească, să simt că nu au crescut. Că e ceva, deci că de rezultate. Și ca să văd că deci au crescut cu 1000. Așa. Și deci, rezultat nu poate și decât. Foarte, foarte mult. Profesia, telefonul și semnătura. Vin des la domnul Popa, îl vadă că tot ceea ce aud îmi notez. Sunt și ghid. Mi-am... Unde ești ghid? La ITHR. Și acum am depus, de 8 ani aproape, am depus o cerere pentru o agenție particulară de turism, EcoRom Tour. Eco l-am pus... cu EKHO, este de la zeisa munților, apodurilor și izvoarelor, da. A, nu, vroiam să te iau la o firmă pe care am deschis-o eu, în particular, turistul de turism, da? Da, mulțumesc. Vreau să fac o echipă de ghid, o școală de ghid. 75. Ce agenție aveți? Din. Da, România Mare. Din România. Este în cadrul unui partid, te poate. Asta, dar vreau să deschid exact. Nu, 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 nu. Nu, le urmăresc, ai văzut că sunt cu buchii pe ele. Și a spus, îmi vin cu ce iese din tine. Asta, cealaltă, că m-am un borcan acolo, am o altă urină. Și pe fiecare o urmăresc. Ori eu am trăit în momentul acesta. Văd că există o descoamare, există atâta bilă ieșită din tine, atâta bilă toxică. Medicina indiană, în Ayurveda, vorbește de vaiu, adică această proprietate a bilei de a se învăța, a se învăța în organism și a-l inunda. Și ăla o trebuie. Încet, încet, încet. Pentru că în practica asta care am făcut-o, timp de asta de vreo 16-17 zile, urina este amară fiere. Da, înseamnă, da, da. Deci, scoate, ce scoate? Bile. Și de unde bile? Care se de acum este de acum depozitat. Frate, și când ai și o formă de asta de afecțiunea biliară în care bile e leneșe, asta omoară în timp organism. Și când ai reușit să faci diminuarea acestei cantități de bilă des depozitată
și desfamarea tractului digestiv, tractul care s-a rămas intestinul subțire, cu mobilitate mare, cu pliurile acelea care lucrează continuu, formează sistemul acesta, că la unii au de acum fecale care ies sub formă neagră. Deci, cu bilă foarte bine. Au de acum constipație, iarăși au de acum diarie, digestie incompletă, alimentele aproape nedigerate. Ce să-i mai faceți? Așa trebuie să-l cură, să-i poți pliurile alea stinte. Te-ai văzut de acolo? Da. Păi și poate câte așa, câte un metru de desfoamare. Și că iese așa, gândește-mă dacă a ieșit în totalitate afară. Când am arătat la doctor, tot de-a zis dumneavoastră, nu pot să spun decât igienteii. Are loc pe mână. Și vezi că există modalități de a scoate, de a curăța asta. Da. O urmări pe domnule, este foarte tenace și de, am studiat-o, să-i auzi caseta aici, vezi, foarte interesant cum vorbești. Să scoate la, e totdeauna când o pun caseta, am curcat. Așa de simțit vorbește. De la vârsta de 2 ani jumate, prin ce a trecut, cum a trecut și cu toată peripeția stării. Era ca ceva să aproape, tot la ce era. Am auzit că vrea să vină Florian Oniță. Ce bine. Așa. Am un prieten care e foarte bun prieten cu el aici, cu Aldulescu și cu M-a sunat și mi-a dat cele 4 cărți când am fost în America în câteva zile, câteva luni m-a sunat și însă nu știu la cine am auzit acum, Buhoiu mi se pare că ar fi transmis, vrea să vină să moară în țară. Și mă gândeam la următorul lucru. Și o educație în sensul ăsta, Florian Oniță, țin minte că îți spunea de la naștere de ce boli pot suferi și atunci să te... Este foarte bun astrolog. Foarte, da. Și de la el am moștenit, am învățat bine, doctorul. Aici eu am o rezervă în problema respectivă. Nu trebuie să știm ce ne așteaptă. Nu trebuie. E un program pe care trebuie să ne ducem cu foarte multă seriozitate, foarte multă consecvență, să avem grijă de noi de așa manieră, încât în fiecare zi să învățăm. Să învățăm pentru că prin această formă de învățare noi ajungem ca să ne stăpânim mult mai bine decât atunci când mergi în haotic. Că se știe frica aia atunci când nu cunoști. De ce ai frică? De boală ai frică când nu cunoști, de moarte ai frică când nu cunoști, când știi, decizi că nu poți să înnoți, te avânzi să dimbarcă în apă. Ori noi foarte multe acțiuni în viață le întreprindem fără să fim convinși că știm să facem lucrurile astea. Uite, foarte plăcere că se mai discute și se rediscute că ăsta problemă cu mai formați. Nu învață nimeni pe om cum să aducă la viață un copil. Sigur că da. Și e mare importanță. Păi eu dacă aș face niște casete cu copii handicapați și de prezentat într-o instituție, la tineret, la copii, la școli, la facultăți. La televizor. Sunt oameni care n-ar trebui lăsați să facă să lucreze. N-ar trebui lăsați. Asta trebuie să facă mondial. Organizația Mondială a Sănătății. Chinezii făceau povestea asta acum 3 milioane. Sigur că sunt oameni care n-au. De ce să dai un copil cu defect? Facem selecție între plante și animale și facem selecție între oameni. M-am uitat într-o zi la unul malformat, de întreaga cu picioarele. El. De ce cu copilul nu putea să fie? Când văd cu un copil cu toate astea. Mă gândeam, mă, de ce ai fost atât de rău? Pentru ce ai adus? Tu te vezi că ești atât de chinuit, de desconsiderat, de ți-e rușine de tine. De ce mai a dus la viață un copil dintre ăsta în halul în care ești? Chinezii sterilizau. Acum 3.000 de ani, chinezii sterilizau pe cei care nu trebuiau să profite. Dar verifica. Cei care aveau probleme din astea și azi știința a demonstrat că criminalul are o genă în plus, de exemplu. Un cromozom. Un cromozom, nu o genă, auzi. Așa, în plus. Deci, în momentul în care intra în această categorie și după faptele lui era categoric și criminal, sau deja îl steriliza, adică el n-avea voie să mai trateze, pentru că implicit era... Cum a fost taxat? Nu, la Hitler s-a extins povestea și simpotriva evreilor pe care Hitler, știind
vor să aducă, ce vor să aducă împotriva omenirii și că vor să pună mâna prin comunismul omenirii, Hitler a vrut să impugneze această racină care s-ar fi abătut asupra omenirii. Se pare că a avut dreptate că acolo a ajuns omenirea, dar nu acționezi așa. Că acționezi împotriva naturii rele, dar nu poți să acționezi împotriva naturii. În general, el a luat o nație întreagă pe care a avut-o deschis. Aici a fost. Da. El a fost împotriva evreilor, tot țiganilor, considerând rase inferioare. Și evrei, și țigani, așa cum spunea domnul Înțeleg. Doamne, cu anii în urmă, asupra este țigan, a fost invitat la o judecată țigănească. Pentru că erau judecați doi români și atunci și ei, la rândul lor, au invitat doi români să nu fie în minoritate. Da. Și judecată foarte frumoasă, bine, fără miliție, fără... Dom'le, și ne spuneam, cereți școală, cereți să fiți voi educați, că de aia ați ajuns. Și noi greșim, exact ce spune domnul Ion. Noi am greșit și de-aia. Pentru că civilizându-i, noi aveam... I-am ținut permanent la periferie. Ținându-i la periferie, el a reacționat ca atare, ca un inferior. Bine că îți spun niște idei acum foarte interesante. În legătură cu legarea de materie, oamenii foarte mult greșesc. Ei se leagă de materie, să aibă abilitate de a ci cu cât cantitatea de materie crește, răutatea din om crește, din viu crește. Dăm un exemplu foarte simplu. Unul are o grădină frumoasă, începe să erodească pomii, după ce a început pomii să erodească, începe să împrejmuiască, începe să sară peste ea. S-o distrugă. S-a întâmplat în vara asta cu livezele de pomi fructive. Ați văzut? Da. Bine, în fiecare se întâmpla. Dar acum a fost scrabaci. Dar acum le-au, că miliția nu s-a mai ocupat. Ori, când a crescut, începe să împrejmuiască și cu sârmă. Da. Ca să nu sare. După aceea, ia și o pușcă și trage și cu sare. Ce ar putea să facă omul în situația aceasta cu vecinii care îl prădează? Așa. Care-i soluția? Care-i soluția? Să dai gardul jos. Da. Americani, domnule, americanii n-au gardul. Să vezi asta mă aud. Americanii care știm că se trag, domnule, n-au gardul și este un respect pentru proprietate. E cultura acolo, domnule. Acolo e cultura. Dar a fost și teama e cu arma. Să vezi ce tată a făcut tatăl meu. Așa. Aveam niște, o grădină extraordinară. Pom, cai, toate speciile. Da. Când era să mâncăm, ne aveam. Pentru că aveam niște vecini cu mulți copii și în stânga și în dreapta. Și când noi plecam de acasă, eram la școală, ăștia făceau răvaci. Mama disperată, bombonea toată ziua, cealaltă scandal. Într-o toamnă, când venim acasă, ni s-a oprit respirația. Toți pomii tăiați. Jos și făcuse lemne de foc. Mama aleșină. Tata cu din gură și am terminat. Gata, nu vreau să mai am continuu scandal. Primăvara, când venim de la școală, mama era plecată, văd că la vecini erau făcute grup, la noi grup, la vecini celălalt chiar grup. Mare, grup, bine aranjate. Mama s-a dus tata la oraș, a luat, a venit cu o căruță pom pe tine. Și a pus și la vecini, și la noi, și la ce. Mama, ce ai făcut? De ce te duci tu să faci? Ascultă, omule, când ai avut numai tu, te-au prădat. Acum când vor avea și... Zilele au trecut, lunile au trecut, anii au trecut și pe 3 ani de zile au început să rodească.